Detalii șocante au ieșit la iveală în cazul preotului din județul Constanța, acuzat de pornografie infantilă. Procurorii DIICOT spun că acesta folosea cel puțin 12 conturi de Facebook și Instagram, toate cu identități false și le ținea evidența pe calendarul din biserică. Prin intermediul acestor rețele de socializare, preotul aborda minore cu care purta discuții cu tentă sexuală. Pentru a le atrage, Daniel Rece avea la profil fotografii ale unor băieți minori. Scopul final era să câștige încrederea fetelor pentru ca apoi să le ceară poze sau înregistrări video în ipostaze sexuale explicite. Anchetatorii au identificat până acum 3 copile cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani care i-ar fi trimis imagini indecente preotului. Mai mult de atât, cu una dintre minorele cu care a conversat, preotul a inițiat și un apel video. Când fata a văzut că povestește cu un adult, nu cu un băiat de vârsta ei, cum arăta profilul de pe care fusese abordată, aceasta a închis. În cadrul anchetei însă, copila l-a recunoscut pe Daniel Rece ca fiind cel care o apelase. Preotul era foarte activ în mediul online. Anchetatorii au găsit un mesaj pe forumul unui site despre care acesta credea că are legătură cu Muntele Athos. Sunt părintele Rece Gheorghe Daniel, parohia Coroana. Vă rog să-mi donați și mie veșminte ale sfintelor moaște sau moaște ale unui sfânt. Până la 8 ani nu am vorbit. Mi-a deschis gura Maica Domnului. Maica Domnului m-a făcut preot să fiu slujitorul fiului ei. Vreau să întăresc biserica, să nu mai pătrundă diavolul, să nu mai am ispite de la diavol. Vă rog din tot sufletul meu de preot. Preotul a fost arestat pentru 30 de zile, după ce procurorii au descins în biserica în care acesta slujea și au găsit probe incriminatorii. Anchetatorii au intrat pe fir când un asistent maternal din Iași a găsit în telefonul copilei de care are grijă poze explicit sexuale. Daniel Rece nu a oferit nicio declarație în legătură cu acuzațiile care îi se aduc. Acesta este cercetat pentru pornografie infantilă, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă minim 7 ani de închisoare.